Circulă cu ochii închiși. Asta spun șoferii din capitală, care se plâng că întâmpină dificultăți pe drumurile din oraș, odată cu înverzirea arborilor. Și asta deoarece multe indicatoare rutiere sunt ascunse în spatele frunzelor. Echipa noastră de filmare a mers pe câteva străzi din Chișinău și a constatat că mai multe semnalizatoare nu sunt vizibile pentru șoferi. În unele intersecții, precum cea de la străzile Ion Creangă și Visarion Belinski, sunt instalate și semafoare suspendate, însă șoferii spun că ele se află la o înălțime prea mare. Simt dacă le-ar coborâ mai jos. Nu am avut eu cum poți stuiți așa deasupra, pe eu nu știu, e greu și eu nu știu cum de circulată ca tare. În mod normal trebuie să fii și vis-a-vis, trebuie să fii și deasupra. Șoferii spun că această problemă persistă în fiecare sector, iar pentru că nu observă indicatoarele rutiere, riscă să fie amendați de poliție. Tata mea nu am achitat, dar deseori mă întâlnesc cu așa semne. Chiar semnul ce de azi, pe regiunea la telecentru, este așa regiune cu Doccea, care nu se vede absolut deloc. Am pus poliție să ne arăte unde au văzut așa indicator și ne-am întors înapoi și ne-a arătat după copac. Zic, dar pe eu, prieten, nu mă smul prin copac și mă uit la drum la indicatoare. Contactat telefonic, ofițerul de presă al INSP, Natalia Golovko, ne-a declarat că această problemă nu este un motiv pentru a nu-i sancționa pe șoferii care încalcă regulamentul circulației rutiere. Potrivit ei, în asemenea cazuri, amenda poate fi contestată în instanță. Viceprimarul Victor Chironda a afirmat că responsabili de instalarea semnelor de circulație sunt angajații Direcției de Transport. Am încercat să obținem o reacție din partea șefului Direcției, Lilian Copaci, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.